Februarie, la Consulatul Român din Torino, a fost primită o cerere și a fost depusă o declarație prin care doi tineri și-au exprimat dorința de a se căsători. În conformitate cu prevederile legii, rog musafirii să stea jos. Cu prevederile legii române, solicitarea mirilor de astăzi a fost publicată atât pe site-ul Consulatului, cât și la vizier, în așa fel încât, dacă cumva există persoane care pot să formuleze obiecțiuni legale la această căsătorie, să aibă un termen suficient la dispoziție de 10 zile în care să poată formula aceste obiecțiuni. Până în acest moment, nu s-a înregistrat niciun astfel de obiecțiune, deci consider că sunt îndeplinite condițiile legale ca să putem merge mai departe cu oficierea căsătoriei. Cetățene Adoliu Mihai Marian. Spun bine Adoliu sau Adoliu? Adoliu. Adoliu. Cetățene Adoliu Mihai Marian. De bună voie și nesilit de nimeni, e în căsătorie pe cetățeana Bacușcă Andreea Diana. Da. Cetățeana Bacușcă Andreea Diana. De bună voie și nesilită de nimeni, e în căsătorie pe cetățeanul Adoliu, Adoliu Mihai Marian. Da. Urmare a consimțământului dumneavoastră de plin și liber exprimat, vă declar căsătoriți. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți pe egalitatea acestora, precum și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea și educarea copiilor lor. Familia are dreptul la ocrotire din partea societății și a statului. Statul este obligat să sprijine prin măsuri economice și sociale încheierea căsătoriei, precum și dezvoltarea și consolidarea familiei. În sensul prezentului cod, prin soți se înțelege bărbatul și femeia uniți prin căsătorie. Soții hotărăsc de comun acord în tot ceea ce privește căsătoria. Soții își datorează reciproc respect, fidelitate și sprijin moral. Ei au îndatorirea de a locui împreună. Pentru motive temeinice, ei pot hotărâ să locuiască separat. În numele Consulatului General al României la Torino și al meu personal, vă felicit!
Mulțumim. Vă doresc case de piatră, vă doresc bucurii multe, sănătate, împliniri. Vă spun din experiență personală că porniți pe un drum, nu ușor, dar care poate fi foarte lung și foarte frumos. Iar Consulatul General este aici prezent ca după ce v-a făcut certificatul de căsătorie să înceapă să vă facă și certificatele de naștere la copiii care vor veni. Ok. Mulțumim. Mulțumim. Așa cum îi dau, să nu ajungeți niciodată să faceți el mențiuni sau nu știu ce altă proceduri, pentru că asta este secretul viață, să fim un lucru și un cuplu. Mulțumim. Felicitări, Nașă!